Salutare! Bine te-am regăsit în clipul de astăzi, în cadrul căreia vom parcurge împreună lecția Aria suprafeței plane. Este o lecție nou introdusă de anul acesta în materia de BAC. A fost scoasă pentru 2-3 ani de zile cât a fost pandemia și acum s-a reintrodus. Haideți să vedem cum se rezolvă această arie. Avem o funcție f definit pe intervalul 1,3 și ne cere să se calculeze aria suprafeței plane mărginită de dreptele x egal cu 1 și x egal cu 3. O să scriem formula ariei. Aria este egală cu integrală de la a la b din modul de f de x. Observăm că avem aici un modul. Aria. Aria, practic, trebuie să ne dea întotdeauna cu plus. De ce? Ia gândește-te. Camera ta. Camera ta are o suprafață. Dacă faci aria de bază, lungime ori lățime, îți dă întotdeauna cu plus, că de aceea existi tu acolo. Și din cauza asta noi avem aici acest modul, pentru că nu are voie să ne dea cu minus. Că dacă ne-a dat aria cu minus, înseamnă că acea suprafață nu ar exista. Și pentru a putea elimina acest modul, în prima fază putem să luăm să vedem dacă intervalul pe care lucrăm noi, intervalul pe care vom determina aria, este pozitiv sau negativ. Și vom scrie. Vom lua funcția noastră, f de x, și o vom pune egală cu 0. Adică 3x plus 5 egal cu 0, 3x egal cu minus 5, x egal cu minus 5 pe 3. Și vom avea tabelul. X f de x, minus infinit plus infinit, minus 5 pe 3, 0. Aici ar fi minus, aici plus. Și după aceea capetele noastre, capetele integralei noastre sunt x egal cu 1 și x egal cu 3. Adică A-ul se înlocuiește cu 1 și B-ul cu 3. Capetele noastre ar fi 1 și 3. Adică ar fi pe zona de plus. Înseamnă că este pozitivă și din cauza aceasta putem elimina modulul în cazul de față. Și vom scrie egal cu integrală de la 1 la 3 din modul din 3x plus 5 dx egal cu integrală de la 1 la 3 din 3x dx plus integrală de la 1 la 3 din 5 dx. Pentru mai multe formule, nu intra să intri la mine pe site să vezi noul e-book pe care l-am creat special pentru tine. Continuăm acum cu exercițiul cu aria și vom avea 3 ori x la puterea a doua pe 2, bară de la 1 la 3, plus 5x, bară de la 1 la 3. Și va fi 3 ori 3 la a doua pe 2, minus 3 ori 1 la a doua pe 2, plus 5 ori 3, minus 5 ori 1. Vom pune aici paranteză, deoarece atunci când avem minus în față, minusul acesta va trebui să ne schimbe semnele. În caz de față nu avem minus, nu ne schimbă semnele, dar e bine să ne obișnuim să punem întotdeauna paranteze, ca nu cumva să greșim când apare minusul. Și apoi va fi egal cu 3 ori 9 pe 2, minus 3 pe 2, plus 5 ori 3, 15, minus 5, adică va fi 3 ori 9, ne dau 27, 27 îl putem scădea cu 3 pentru că avem același numitor. 27 minus 3 ne dă 24 supra 2 plus 10 egal cu 12 plus 10 egal cu 22. Deci rezultă că aria suprafeței noastre este egală cu 22. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!